Suntem la a doua predică din seria de predici din Evanghelia după Ioan și am ajuns într-un moment extraordinar de important pentru noi credincioșii și pentru omenire. Domnul Iisus Hristos intra în lucrarea sa pământească de mântuire a omenirii. Era un moment crucial. Era un moment de trecere, așa cum a spus și fratele Emi. Era o trecere de la vechiul legământ la noul legământ. Era o trecere de la lege la har. Era trecere de la judecată la iertare. Era trecere de la întuneric la lumină. De la confuzie la claritate. Era o trecere de la fii la credință, era o trecere de la pasivitate la acțiune, era o trecere de la formă la libertatea Duhului. Poporul lui Israel era prins într-o formă de închinare care era doar de suprafață. În inima lor păcătuiau. Erau plini de întuneric, erau plini de confuzie, nu știau pe ce drum să meargă. Îl întrebau pe Ioan, cine ești tu? Așteptau să vină Mesia, dar bâșbuiau, deși Ioan le spunea foarte clar. Ei știau cuvântul lui Dumnezeu, dar nu pricepeau. Ioan a fost martorul pregătit de Dumnezeu pentru această trecere. Era fiul preotului Zaharia. A fost născut din părinți bătrâni care nu mai puteau să aibă copii. S-a întâmplat și în alte dăți în istoria poporului evreu când Dumnezeu a ales să se nască oameni de-ai lui printr-o minune. A fost nazireu. A fost un om pus deoparte pentru Dumnezeu. Nazireu vine de la ebraicul nazir, care însemna viță de vie. Vița de vie dă rod și în perioada secetoasă și în perioada ploioasă. Acesta era Ioan. Și așa trebuie să fim și noi. Să rodim și când suntem în vreme bună și când suntem în vreme rea. Ioan a lucrat pentru Domnul doar 6 luni, dar a adus sute de oameni la Hristos. În versetul 31 spune, eu nu-L cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca El să fie cunoscut lui Israel. A botezat cu apă spre pocăință pe mulți oameni, pregătindu-i pentru întâlnirea cu Hristos. Prin tot ce a făcut, a condamnat păcatul și a arătat spre Cel care urma să ridice acest păcat al lumii. A fost ispitit de trimișii fariseilor și saducheilor care au încercat să-L iscodească, să-L facă să cadă în păcatul mândriei. Dar răspunsul a fost, eu, a zis El, sunt glasul celui ce strigă în pustiu, neteziți calea Domnului, cum a zis Isaia. A răspuns la ispită cu cuvântul Domnului, așa ca și Domnul Iisus când a fost ispitit de Satana în pustie. A spus că este un glas doar și la glas nu îi se face statuie. A fost cel mai mare om născut din femeie și cel mai mic din împărăția cerurilor. Pentru că a venit într-un legământ mai slab. Domnul Iisus a spus despre Ioan că nu El este lumina și Ioan a spus despre El că nu este lumina. Dar Domnul Iisus a mai spus că noi suntem lumina lumii. Ce mare Dumnezeu avem pentru că suntem considerați superiori noi, niște păcătoși. Începea o nouă eră în istoria omenirii, începea perioada Harului.
Și aș dori în continuare să vorbesc despre acest moment, ce semnificații puternice are acest moment, care este botezul Domnului. Este botezul, în general, este un subiect foarte controversat. Și aș dori astăzi să vedem doar câteva semnificații ale botezului. Pentru asta am ales să citim din Cuvântul lui Dumnezeu un fragment care este mai detaliat, pune accentul mai puternic exact pe botezul Domnului nostru Iisus Hristos. Din Matei, capitolul 3, începând cu versetul 13 până la 17. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Prima semnificație a botezului este că arată începutul lucrării. Prin simplu fapt că Domnul nostru Iisus Hristos a botezat, a arătat că acesta este începutul lucrării sale. A împlinit ceea ce trebuia împlinit, așa cum a afirmat. Imediat, așa cum este scris în Ioan, capitolul 1, de la 35 până la 51, Domnul Iisus a început să-și cheme ucenicii, începând lucrarea sa pământească. I-a spus lui Andrei și lui Ioan, vino după mine. Și după aceea, ceilalți ucenici. A doua semnificație a botezului este că botezul semnifică jertfa. În versetul 13, cuvântul spune, atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Este un verset simplu peste care putem trece fără să observăm un lucru important. Din Galileea până în Betabara, în sudul Iordanului, unde boteza Ioan, erau 100 de kilometri. Domnul Iisus știa că nu are nevoie să fie botezat, dar a ales să meargă la Ioan. Un drum pe jos, plin de primejdi și de greutăți pe acel drum. Un drum lung, cam ca și de aici până la Alba Iulia. A ales să meargă 100 de kilometri pe jos pentru că trebuia să împlinească ceea ce trebuie să împlinești. Dorea să-l determine, putea să-l determine pe Ioan să îl boteze mai aproape. Dar a ales să meargă el acolo. Iisus a acordat importanță botezului și ar trebui să ne dea tuturor de gândit, să-l considerăm la fel de important, acest botez, și în special la cei care nu l-au făcut botezul, în deplină cunoștință de cauză, crezând în Domnul nostru Iisus Hristos și urmându-L cu toată puterea și cu toată credincioșia. Era în orice caz un mare efort pentru Domnul Iisus să meargă până acolo. Mai ales că el nu avea nevoie să se boteze. El nu avea păcat. Ioan făcea botezul pocăinței cu apă. Domnul Iisus era fără păcat, nu avea nevoie de botez. Dar aveam noi nevoie de botezul Domnului Iisus. Din cauza lipsei noastre de credință, pentru a învăța și noi, Iisus s-a identificat cu noi ca să ne fie exemplu, ca să ne fie un deschizător de drumuri. Domnul Iisus a fost un model de supunere și umilință, venind El, Domnul Slavei, ca un simplu păcătos ca să fie botezat
de un om. Într-adevăr, este un efort pe care trebuie să-l faci ca să te botezi. Trebuie să treci peste obstacole. Împotrivirea firii tale care spune nu-i nevoie să te botezi. Împotrivirea celor din jurul tău, familia, anturajul, prejudecățile, doctrinele și alte și alte și alte multe lucruri care ți se împotrivesc. Până ajungi în apa botezului, arde parcurs un drum plin de prejudecăți, împotriviri de tot felul și e nevoie de putere pentru a merge mai departe. Dacă cumva ați uitat cei care ați făcut acest lucru sau cei care n-ați ajuns, nu știți, întrebați-l pe Andrei Blăjan, că el știe. El acum este pe drumul spre Betabara. De multe ori trebuie să pierzi o grămadă de lucruri. De multe ori este nevoie de o jertfă, dar important să asculți de Dumnezeu mai mult decât de oameni. În al treilea rând, botezul are un aspect profetic esențial. Domnul Iisus a identificat cu noi și prin scufundarea în apele Iordanului a prefigurat scufundarea în apele judecății lui Dumnezeu. Prin moartea, îngroparea s-a prefigurat scufundarea. Prin scufundare în apa Iordanului a prefigurat moartea și jertfa sa. Prin ieșirea din apele Iordanului a prefigurat învierea sa. Prin moartea, îngroparea și învierea sa, el a împlinit toate cerințele dreptății lui Dumnezeu, Tatăl, asigurând temelia pe baza căreia să poată fi îndreptățiți credincioșii. Există unele păreri că Domnul Iisus a fost botezat prin stropire. Sunt chiar unele icoane care reflectă acest lucru. Ioan ținea mâinile deasupra lui și cădea apă pe Domnul Iisus. Dar cuvântul spune în versetul 16, gen, de îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Păi, dacă a ieșit afară din apă, înseamnă că a fost în apă. S-a scufundat în apele judecății lui Dumnezeu pentru noi. De aceea botezul este semnul unei morți. Botezul este semnul morții noastre față de lume și a învierii noastre pentru Iisus Hristos Domnul, ca urmare a faptului că am crezut, așa cum spune Apostolul Petru în 1 Petru, capitolul 3, versetele 21 și 22. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, care nu este o curățare de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Amin. Botezul semnifică începutul luptei. Domnul Iisus a fost urmărit de Satan de-a lungul istoriei pentru a zădărnici planul de mântuire a omenirii. Cel rău a încercat din răsputeri să distrugă planul lui Dumnezeu. După nașterea Domnului, Irod a fost folosit pentru a avea acea psihoză în capul lui că evalua locul, că evalua tronul, pruncul nou născut și a umblat să-l ucidă. De aceea pruncul Iisus a trebuit să fie dus de către Iosif în Egipt. La 12 ani a fost pierdut de părinți. A trebuit să stea toată viața să ducă o existență de om simplu, de un fiu al unui tâmplar din Nazaret. Dar cât a fost fiul tâmplarului din Nazaret, Domnul Iisus nu s-a întâlnit direct cu Satana. Cu Satana s-a întâlnit imediat după botez, când a fost dus de Duhul în pustie să fie ispitit.
Cuvântul spune că Duhul l-a dus în pustie pentru a fi ispitit. Într-adevăr, adevărul este că această ispitire era necesară pentru a demonstra că Domnul Iisus este capabil de a săvârși lucrarea pentru care venise pe lume. Primul Adam a căzut, dar ultimul Adam l-a învins pe Satana și a ieșit învingător din această confruntare directă. Acest lucru este valabil și cu noi. Intrând în legământ cu Dumnezeu, intri în biserica lui Dumnezeu. Făcând acest lucru, acest legământ, declari război deschis diavolului. Și el o să-și dea toată silința ca să te doboare, să te pună jos, să nu te mai poți ridica. Nu a reușit să-l învingă pe Domnul nostru Iisus Hristos, dar încearcă să ne distrugă pe fiecare dintre noi. Vom avea necazuri, avem necazuri și așa se întâmplă. Viața asta e plină de tot felul de surprize neplăcute. Dar Domnul Iisus ne spune în cuvântul său, în Ioan 16:33, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Trebuie să îndrăznim. Dacă Domnul Iisus este în inima noastră și noi suntem în El, El a biruit lumea. Botezul arată felul slujirii noastre. În Matei, capitolul 3, versetul 14-15, cuvântul spune, dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. Să împlinim tot ce trebuie să fie împlinit. Nu doar ce ne convine, nouă sau altora, ca să nu-i supărăm. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin și trebuie luat așa cum este. Trebuie citit, trebuie aprofundat, trebuie să ne rugăm ca să-l pricepem și să-l putem împlini. Într-una din zile, diavolul cu prietenii lui se plimba și, uitându-se așa pe drum, văd un om care se apleacă și ridică ceva strălucitor de jos. Ce a găsit? A întrebat unul dintre prietenii lui Satana. O bucățică de adevăr, le-a spus diavolul. Dintr-o dată s-au îngrijorat. Dar lași să o ieie, dacă se mântuiește ăsta. Stați liniștiți. Nu contează ce face cu bucățica asta. Ca de obicei, va crea o religie. Și în acest fel va reuși să împiedice pe alții să ajungă la adevărul absolut. Cineva spunea că trebuie să ne ferim de o biserică în care se predică doar o parte din cuvântul lui Dumnezeu. Biserica Geneza, dacă cumva aici se va predica doar o parte din cuvântul lui Dumnezeu, plecați de aici. Pentru că doar o bucățică de adevăr ne îndepărtează de calea, adevărul și viața care este Domnul nostru Iisus Hristos. Să ne ferească Domnul să venim la biserică doar în virtutea inerției, fără implicare în slujire și fără să avem motivarea de a lua ceva de aici și a spune altora mai departe. Atunci biserica ar fi ca și acea fabrică care își consumă toate resursele care le primește și nu dă niciun produs finit și este totul doar o vânare de vânt. Fiecare dintre noi are ceva bun pus de Dumnezeu în noi, un dar pe care trebuie să-l punem în slujirea celorlalți. Slujirea Domnului Iisus a fost pentru alții. Tot ce a făcut El a fost pentru oameni, aducând slavă lui Dumnezeu Tatăl.
Și același lucru trebuie să facem și noi. Botezul arată identificarea lui Iisus cu noi. În Matei, capitolul 3, versete 13-14, cuvântul spune: atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el, dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Domnul Iisus nu s-a botezat pentru că avea nevoie de botezul pocăinței. El s-a botezat identificându-se cu noi oamenii. Și a dat un exemplu clar și echivoc de împlinire a ceea ce trebuie împlinit. Dacă crezi în Domnul Iisus, calea este mai ușoară, având ajutorul său și puterea Duhului Sfânt. O cântare spune a fratelui moldoveanu: nu te teme, crede neîncetat, prin Iisus ești binecuvântat. Fie cât de mare crucea care o sui, ești cu fiecare pas în urma Lui. Domnul Iisus nu doar ne-a dat învățătura, ci a părăsit slava cerească, a trăit viață de om, a împlinit cuvântul pe care îl spunea, a trăit fără păcat, s-a botezat, a învățat pe alții, a mângâiat, a mustrat, a vindecat, a încurajat, a dăruit, a plâns cu cei ce plâng, s-a bucurat, a iertat, s-a jertfit, a murit, a înviat, s-a înălțat, ne-a dat o nădejde nouă, ne-a dat puterea Duhului Sfânt, ne-a dat viața veșnică alături de El și toate din marea iubire pe care o are față de noi. Slăvit să fie Domnul! Drumul este ușor pentru că l-a făcut El întâi. Iubește și fă ce vrei, spunea Sfântul Augustin. Iubește-L pe Domnul și pe oameni și calea va fi într-adevăr mai ușoară. În al șaptelea rând, botezul arată apartenența noastră. Botezul îl faci ca urmare a credinței, prin pocăință și întoarcerea de la lume către Dumnezeu, ca urmare a credinței prin meritul Domnului nostru Iisus Hristos, primind dreptul de a fi copii ai lui Dumnezeu, așa cum am auzit și duminică în cuvântul Domnului din Ioan 1:12, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia unui om, ci din Dumnezeu. În momentul în care ești în Hristos și Hristos este în tine, Dumnezeu, Tatăl, te recunoaște pentru că ești în Fiul Lui și spune: și pentru mine, păcătosul, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Botezul a prilejuit arătarea Sfintei Treimii. Dumnezeu Tatăl vorbea din ceruri. Dumnezeu Fiul era în apă. Și Dumnezeu Duhul Sfânt era în chip de porumbel. Dumnezeu a vorbit de trei ori în Noul Testament. La schimbarea la față, la botezul Domnului, și imediat după florii, după ce Domnul Iisus a intrat în Ierusalim. Această arătare a Sfintei Treimi, de îndată ce a ieșit Domnul Iisus din apă, Duhul lui Dumnezeu a coborât peste El ca un chip de porumbel și s-a oprit asupra Lui. După cum persoane sau obiecte din Vechiul Testament erau consacrate sau puse deoparte în vederea unor întrebuințări sacre, așa numitul un de lemn pentru ungerea sfântă, tot așa și Domnul Iisus a fost uns ca Mesia de către Duhul Sfânt.
A fost un moment de neasemuită solemnitate când toți cei trei membri ai Sfintei Treimi au fost puși în evidență. Era Fiul Preiubit, era Duhul Sfânt și s-a auzit vocea Tatălui din ceruri rostind binecuvântarea asupra Fiului Său Preiubit. Așadar, să recapitulăm. Botezul arată începutul lucrării. Botezul semnifică jertfa pe care trebuie să o faci și semnifică jertfa pe care a făcut-o Domnul nostru Iisus Hristos. Botezul are aspect profetic esențial. Botezul semnifică începutul luptei. Botezul arată felul slujirii noastre. Botezul arată identificarea lui Iisus cu noi, apartenența noastră. Și botezul a prilejuit arătarea Sfintei Treimi. Tată Ceresc, în numele Fiului Tău Preiubit și Domnul nostru Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, îți mulțumim pentru lucrarea minunată de mântuire a noastră. Îți mulțumim pentru această imagine a Ta pe care am avut harul să o primim. Îți mulțumim că ai dat ce ai avut mai de preț în cer și pe pământ pentru a putea să devenim copii ai Tăi și pentru a trăi viața veșnică în slava Ta. Îți mulțumim pentru exemplul de supunere, sfințenie și râvnă lui Ioan Botezătorul și pentru minunatul, suprem exemplu dat de Domnul nostru Iisus Hristos, calea, adevărul și viața. Îți mulțumim și pentru Duhul Sfânt pe care L-am primit pentru a ne ține pe această cale. Te rugăm cu umilință să ne ierți pentru păcatele noastre și să cureți tot ce este întinat în viața noastră. Te rugăm, Doamne, să ne mărești credința, nădejdea și dragostea pentru a putea să fim împreună lucrători cu Tine, să urmăm exemplul Tău pentru lărgirea împărăției Tale și pentru a-Ți aduce slavă, cinste și închinare. Amin. Și aș dori să închei doar cu trei strofe din această poezie a fratelui Dugulescu pe care ați mai auzit-o recent, dar mi s-au părut extraordinar de potrivite pentru acest eveniment și am ales să repet aceste versuri. Aș vrea să fiu un simplu glas care să strige într-una că din al mântuirii ceas secunde doar au mai rămas și cei ce azi nu vin pe vas se pierd pe totdeauna. Aș vrea să fiu acel argat la care El să-i spună când se va întoarce ca împărat, privind la tot ce am lucrat cu acei talanți ce mi-a dat. O, bine, slugă bună! Și aș mai vrea să fiu ceva, o rază lucitoare, și străbătând în lumea rea, să duc lumina undeva, să încălzesc pe cineva și să mă întorc în soare. Amin.